Vreau și eu să îmi arate cineva un meci de fotbal sau un antrenament de fotbal în care fotbalistul stă cu telefonul în mână și îl filmează pe antrenorul care aleargă 100 de kilometri. În ce meci de fotbal și ce fel de performanță poți avea și ar putea exista acela în care antrenorul muncește și face absolut totul, iar fotbalistul stă pe margine și aplaudă și doar primește și doar privește și stă pasiv. Așa ceva nu există. Așa ceva nu poate exista nici în învățământ. Așa cum la fotbal aleargă în permanență doar fotbalistul și face performanță, iar antrenorul este cel care îi dă indicațiile și îl pune la muncă, așa și la învățătură, în special la matematică, pentru că acesta este domeniul meu. Copilul trebuie să alerge cu pixul pe hârtie în permanență, așa cum fotbalistul aleargă în teren pentru a ajunge la performanță. Degeaba profesorul aleargă 100 de kilometri de la tablă și prin clasă în permanență, dacă elevul stă pasiv și nu face mai nimic și nu este actorul principal al învățării. Copilul trebuie să alerge cu pixul pe hârtie, așa cum fotbalistul aleargă pe teren.